HC Zalău a participat la un turneu amical organizat de către HCM Roman, unde fetele pregătite de către Gheorghe Tadici au jucat trei jocuri de pregătire și au trecut pe locul al doilea cu două victorii și o înfrângere. Prima partidă a fost cu CSM Bistrița, liderul din seria a doua a diviziei A, în fața căreia Zalăul nu a avut nicio emoție și s-a impus cu scorul de 30 la 27. În a doua partidă, echipa de la Poalele Meseșului a întâlnit tot o echipă din Liga Secundă din seria 1, Hambal Club Piatra Neamț, ocupanta locului 4. Antrenorul Gheorghe Tadici a jucat tot lotul prezent, iar Zaleu s-a impus la o diferență de 18 goluri cu scorul de 38 la 20. În ultimul meci, Hambal Club Zaleu a întâlnit echipa pregătită de Florentin Pera, care s-a impus cu 27 la 23, după ce la pauză moldovencele aveau un avans de un gol. HCM Roman a terminat de pregătire, pe primul loc, în timp ce HC Zalău a ocupat locul 2 cu două victorii și o înfrângere. CSM Bistrița a terminat competiția pe poziția a treia în urma victoriei cu Hambal Club Piatra Neamț, în timp ce echipa de sub Pietricica a înregistrat doar înfrângeri. După acest turneu, Hambal Club Zalău va continua pregătirea pe plan local pentru ultimele cinci etape rămase din acest sezon. Primul meci oficial al echipei conduse de către Tadici va fi în deplasare la Rapid pe data de 26 martie.